Personalitate marcantă din perioada inter- și postbelică, profesorul, avocatul și omul de cultură Nicu Angelescu, cu o probitate morală și științifică aparte, cu o vastă știință de carte, deschizător de drumuri în istoria locală, dascăl eminent, dar și om politic minunat, scriitor și narator remarcabil, a fost o marcantă figură a Râmnicului din acele timpuri. Se naște în comuna urbană Râmnicu Vâlcei, la 17 iunie 1894, la ora 7:30 dimineața, așa cum reiese din buletinul de naștere numărul 89, eliberat de primăria comunei Râmnicu, în familia comersantului de băuturi spirtoase Nae G. Angelescu și al Mariei Nae Angelescu, ambii de naționalitate română, religie ortodoxă, fiind al doilea copil al familiei, după Angelescu Dumitru Mișu, născut în anul 1889, fost avocat de Oradea și senator de Bihor, după cum descrie în prima parte din memoriile unui om obscur. Eu nu am avut decât un singur frate, pe Mișu, care mă iubea și el mult, însă, fiind cu 5 ani mai mare, își căuta prieteni de vârsta lui și se juca prea puțin cu mine. Aproape tot timpul, tatăl și-l petrecea în vale, la joagăr, proprietatea noastră, așezată la revărsarea râului Râmnic înolt. Aici, având case, joagăr, moară, heleșteu și o frumoasă gospodărie agricolă. De la 5 ani, joagărul a devenit paradisul meu. Untul mă atrăgea cel mai mult. L-a îndrăgit, încât vraja irezistibilă pe care a exercitat-o totdeauna asupra mea a fost, poate, principalul motiv pentru care nu am mai putut desprinde niciodată de Râmnic. Într-o seară, tata mi-a dus pe lângă bunătățile obișnuite un ghiozdan frumos, un abecedar, o tămbliță și un penar cu condeie de piatră. A doua zi de dimineață am fost sculat mai devreme decât de obicei. M-a îmbrăcat mama în haine noi și mi-a dat să mănânc. Tata mi-a pus ghiozdanul în spate, m-a luat de mână și m-a condus la școală. A fost prima și ultima oară când tata m-a însoțit la școală. Din toamna anului 1905 a trecut la cursul inferior de liceu sau gimnazial, povestind că singur mi-am făcut formele de înscriere, singur mi-am plătit taxa la administrația financiară, singur m-am prezentat la examenul de admitere, aici totul fiind diferit, pentru că mă despărțeam de aproape toți colegii. Anul școlar 1908-1909 a fost ultimul pe care avea să-l mai facă în casa părintească. Gândul că mă despart de părinți și să trăiesc printre străini mă obseda. Întreaga viață de până atunci se desfășurase sub aripa protectoare a părinților, unde trăiam în belșug, fără nicio grijă. Niciodată nu mă gândisem până atunci că se apropia vremea să mă conduc de acum singur și să-mi port de grijă de toate, sau să mă gândesc că pentru mine viața ar putea fi altfel decât o permanentă copilărie, cu părinții care să te îngrijească și să te iubească, cu belșug și cu voie bună în casă, amândoi evlavioși și cu respect pentru biserică. După terminarea gimnaziului în 1909, toată vara s-au sfătuit părinții cu prietenii lor și, în cele din urmă, au decis să mă înscrie la secția reală a liceului Gheorghe Lazar din București, care era socotit pe atunci cel mai bun liceu din țară. În vacanțele de vară ne regăseam la Râmnic, elevii plecați la diferite licee din țară. De obicei, dimineața, mă petreceam zăvoi, unde muzica militară ne înduioșa la ora prânzului, zăvoiul fiind mândria orașului. Intrarea noastră în război era inevitabilă. Așadar, din ideea de datorie am îmbrăcat haina militară, supunându-mă cele mai aspre discipline și unor ostenel nesfârșite,
cerând în august 1916 să fiu trimis pe front cu primul batalion și tot din datorie am înfruntat fără șovăire moartea de atâtea ori și mi-am vărsat sângele pe colinele Dobrogei, asemenea obligații izvorând dintr-o inimă aprinsă și o dragoste nesfârșită, care își înfige rădăcinile plăpunde în inimile noastre, în cea mai fragedă vârstă a copilăriei. La 16-19 august 1917, nemții încep un bombardament internal asupra pozițiilor românești, urmat de asalturi repetate ale celor mai bune trupe, dar sfârmate la Mrășești de eroica rezistența diviziilor a 5-a și a 9-a ale armatei române, când ostașii noștri s-au purtat admirabil și au înscris în istoria neamului nostru o pagină de glorie nepieritoare, cu o distinție aparte pentru regimentul nou vânător, 32 Prahova și 40 Călugăreni. Astfel se poate spune că nemții au primit o lovitură de moarte la Mărășești, prin sfârmarea diviziilor de elită ale celei mai puternice armate din lume, înfrângând trufia unor generali nemți, ce cunoscuseră până atunci numai lauri biuinței. Deviza vitejiei românești, pe aici nu se trece, a funcționat minunat. Nicu Angelescu, fiind bolnav, este internat în spitalul din Huși. A fost demobilizat în primăvara anului 1918 cu gradul de locotenent în rezervă. Întâlnirea cu părinții a fost emoționantă. Acasă nu era decât mama și mama mare, care își plângeau de bucurie și nu le venea să-și creadă ochilor că mă revăd. Pe tata l-am găsit la joacă, l-am îmbrățișat și l-am sărutat cu toată căldura. În cei 2 ani de despărțire, îmbătrânise, se grăbovise și slăbise mult, bietul și bunul meu tată. Sosise timpul să mă cruiesc și eu un rost în viață și să caut să-mi termin cât mai curând studiile. Mă hotărâsem să practic avocatura, deși nu aveam nicio inițiere în practica acestei profesiuni, înscriindu-mă totuși în baroul de Ilfov, stagiar, ca secretar la un maestru. În acea vară am cunoscut-o mai bine pe ființa scumpă cu care destinul tainic hotărâse să-mi leg peste mult timp viața. Domnișoara Puia Șteflea venise pentru câteva zile împreună cu celelalte 3 surori la unchiul lor, Constantin Popa, tatăl colegului și prietenul meu, Năiță Popa, a cărui familie locuia în imobilul de pe strada Traian. În acest han mă născusem eu și m-am întrebat adesea dacă însuși destinul nu aranjase lucrurile în așa fel încât să mă întâlnesc pe viitoarea mea soție chiar în casa în care văzusem lumina zilei și copilărisem. Toamna a venit curând și după terminarea licenței m-am prezentat la minister. În cele câteva zile cât am rămas în București, am primit de la domnișoara Puia Șteflea o invitație pe care m-am grăbit să o accept cu foarte mare bucurie. Eu am fost tot timpul în preajma domnișoarei Puia, care exercita asupra-mi un adevărat farmec. Mica vrăjitoare mă captivase cu totul și abia acum îmi dau seama că cel mai puternic dintre zei, sub înfățișarea unui copil drag și nevinovat, îmi înfipsese adânc o săgeată în inimă. M-am despărțit la plecare ca de cineva la care știam că voi reveni într-un viitor nu prea îndepărtat, spre a nu mă mai despărți apoi niciodată. Domnul Angelescu a funcționat în anul școlar 1920-1921 ca profesor suplinitor la școala medie de stat din Carei Mari, Maramureș. Am fost tot timpul legat de școală, de unde nu am lipsit în toți anii nici măcar o singură oră. După multe clipe de așteptări, Nicu Angelescu și Paraschiva Șteflea se căsătoresc, cu acceptul unanim al familiilor, la 29 ianuarie 1922,
așa cum rezultă din extractul din registrul actelor de căsătoriți. A funcționat ca profesor suplinitor la liceul de băieți Dragoș Vodă din Sighetul Marmației. A fost detașat la școala normală de băieți din Râmnicu Vâlcea, Catedra de Limba Română. Datorită câștigului salarial redus, la începutul anului 1924 a intrat în Baroul Vâlcea. Într-o perioadă a trebuit să găsesc vreme și pentru activitatea politică de care mă ținusem până acum departe. Despre partide, având o idee vagă și neexactă, politicienii socotindu-i oameni lipsiți de idealuri mai înalte, oportuniști și afaceriști lipsiți de scrupule. Tot timpul îl împărțeam între școală, tribunal și politică, care pusese stăpânire pe mine ca o patimă rea. Organizația țărănistă se întărea pe fiecare zi. Lupta politică se intensifica din ce în ce mai mult. Așadar, după o agitată viață politică locală, redactează la Râmnicu Vâlcea ziarul Lupta Dreaptă, cu numărul 1, editat în 15 iunie 1931, ca director proprietar Nicu Angelescu, ziarul având redacția chiar la adresa familiei, în strada General Praporgescu, numărul 5, din Râmnicu Vâlcea. În 10 noiembrie 1939, Nicu Angelescu primește ordin de concentrare, fiind trimis la Roman, încorporat în jandarmerie, armă sub care figura încă din anul 1925, fiindu-i credințată comanda detașamentului de bază la Armata a III-a, dar o perioadă scurtă fiind salvat de armată, grație unui accident în care și-a fracturat o mână, fiind trimis la Iași și desconcentrat până la vindecare. În final a fost menținut activ, ulterior fiind desemnat pentru paza unui lagăr de legionari, la Vaslui, coordonând un detașament de jandarmi. După război, s-a venit cu măsura dizolvării barourilor și a constituirii noilor colegii. Am coborât cu pași nesiguri treptele tribunalului, căutând să stăpânesc puternica emoție care mă copleșea. În drum, am îmbrățișat încă o dată, dintr-o privire, frumoasa clădire a aparatului de justiție. De acum, voi fi numai profesor. Dar, cu toate acestea, la începutul anului 1949-1950, nu se mai dorea încadrarea la liceul unde predase decenii, la o catedră luată prin concurs, fiind practic hărțuit prin transferul la Drăgășani, apoi la Unița, și le-a dus greu la intervenția unor foști elevi și ai opiniei publice. Urmează multiple internări pentru suferința digestivă veche în spitale din Vâlcea, București și Ploiești, fiind operat pentru stenoză pilorică. Moartea fratelui meu și soarta sa tristă mi-au schimbat brusc firea. Mi-a pierit pentru mult timp zâmbetul de pe buze și am început să privesc cu alți ochi viața. Iar, pentru a-mi alunga gândurile negre, m-am cufundat și mai mult în studiu, muncind din greu, absorbit de lucrările mele, lucrând de mulți ani la un dicționar englez-român și la istoria Râmnicului, așa cum îi promisesem fratelui meu Mișu pe patul său de moarte. În acest sfârșit nefericit de carieră didactică din ultimul an de învățământ, început sub auspicii nefavorabile, află la sfârșitul lunii septembrie 1953 că era programată pensionarea. Munca mea intelectuală, pentru care mă pregătisem o viață întreagă, n-avea nicio căutare, căci în vasta operă de construcție a socialismului, care începuse pe tot cuprinsul țării, se plasa oricine cunoștea o meserie manuală. Zidar, strungar, durghier, tâmplar, mecanic. De ce folos ar fi fost pe numeroasele șantiere cunoștințele mele filologice și ce întrebuințare mi s-ar fi putut da? Dacă aș fi cunoscut și o meserie oarecare, chiar împletitul rugojinilor, acum aș fi putut trăi. Pe când așa, cine are nevoie de cunoștințele mele de latină
și pe cine să mă intereseze istoria limbii române, ori viața și operele scriitorilor din literatura noastră veche și modernă. Așadar, mi-am găsit după căutări repetate cu mari dezamăgiri pe la foști elevi, cu începere din data de 1 octombrie 1954, postul de jurisconsult la Episcopia Râmnicului și Argeșului. Viața pe care o duceam la Episcopie era cu totul pe placul meu și mă stimula în preocupările mele istorice. Lucram cu preoți, iar față de aceștia am avut întotdeauna un sentiment de respect, iar în biserică am văzut nu numai o instituție divină, dar și însăși temelia pe care s-a clădit întregul nostru edificiu național. De menționat că în acele timpuri este împovărat și cu munca grea de director al Cabinului Cultural Constantin Brâncoveanu, pe care o acceptă din dorința de a înviora activitatea culturală a orașului. Puița era fericită, ca și cum mă vindecasem de o boală grea și începuse să-i promit că niciodată nu voi mai face politică. Străbăteam acum pădurile și cutreieram toate dealurile în lungi plimbări prin frumoasele împrejurime ale Râmnicului, spre admira frumusețile Văii Urdului. Foarte plăcute erau și excursiile ce le făceam în partea de nord a orașului, spre străvechea cetățuie, unde în urmă cu 400 și mai bine de ani au căzut răpuși în fața altarului bisericuței de altă dată viteazul voievod Radu de la Afumați și fiul său minor, Vlad. De multe ori ajungeam până la Bujoreni sau Olteni, locuri cu străvechi așezări românești, cu case înfățișând interesante tipuri de arhitectură românească și cu dealul înalt pe care năvarnișele ape ale bătrânului Olt l-au tăiat cândva de-a curmezișul ca să-și croiască albie. Cele mai multe excursii le făceam însă peste Olt, spre Malul Alb, mergând de-a curmezișul Oltului prin satul Lespezi, ascultând murmurul apei și desfătându-ne ochii cu minunata priveliște pe care o înfățișează așezarea orașului în perspectiva apusului. Sunt 42 de ani de când, în fața altarului, am primit binecuvântarea pentru o viață nouă alături de puița mea dragă. Firul ce s-a auzit atunci a împletit sufletele noastre într-o țesătură atât de strânsă cu mii de alte fire invizibile, încât, din două vietăți, a făcut o singură ființă, cu o singură existență, cu o singură inimă, cu un singur gând, inseparabile până la ultima clipă și răsuflarea vieții. Nicu Angelescu a părăsit această lume la data de 18 iulie 1966, ora 11, în condiții tragice și imprevizibile, în urma unei hemoragii digestive insurmontabile, la vârsta de 70 de ani, sfârșind pe terasa dintre judecătoria Vâlcea și Palatul de Justiție, deci în incinta fostului său loc de muncă, în ziua când susținea o alocuțiune la un eveniment aniversar al urbei. A lăsat în urmă o soție singură, bolnavă și neajutorată, doar cu credința ei, tristă și neconsolată, pe care a iubit-o, apreciat-o și protejat-o nespus de mult, ca pe copilul său, plecând pe ultimul drum, mâhnit de atitudinea josnică a unor colegi de breaslă din Tribunalul și Liceul Alexandru Lahovari, dar și pentru faptul că nu și-a realizat visul suprem, tipărirea celor patru opere rămase în manuscris. În cursul vieții a mai lăsat un act notarial prin care îi donează soției Paraschiva jumătate din averea sa din strada Traian și două testamente olografe în care dispunea ca întreaga sa avere, casă, terenuri, bunuri mobile și imobile, cărți, manuscrise, să-i rămână definitiv puiței. Las acest testament numai pentru puița mea dragă, cu dorința ca cineva puternic financiar, binevoitor, cu dragoste de adevăr și credincios, să-mi continue munca literară și studiile istorice pe care să-l instituie legatar universal testamentar
cu toate drepturile de autor, în baza cărora va dispune cum vroiește, ca pentru un bun, cinstit și milostiv binefăcător, pe acela veșnic bunul Dumnezeu să-l ajute și să-l aibă în pază de-a pururea, dacă va îndeplini această unică dorință a mea, iar pe puița mea să o ocrotească Domnul Iisus până în ultima clipă a vieții sale. A fost înmormântat modest și discret, la locul de veci al familiei, din cimitirul Sfântul Ioan din Râmnicu Vâlcea, la data de 20 iulie 1966, într-o frumoasă zi de Sfântul Ilie. Dumnezeu să-l ierte! Stimații mei, o asemenea.